Reprezentantul României la Eurovision cu Yamame. Sfatul de drum bun vă este oferit de BT Leasing, partener al Napoca Rally Academy. Bogdan Marișca alături de noi, pilot și instructor de conducere defensivă la Napoca Rally Academy. Salut, Bogdan, bine ai venit la Sfatul de drum bun. Salut, Radu, mă bucur să ne reauzim și te vedem, evident. Se noiește poliția rutieră, Bogdan, vreo 600 de autoturisme noi în dotarea poliției rutiere și nu mai vorbim despre celebrele Dacia Logan, care la, și la vremea lor au costat foarte, foarte mult. Mi-aduc aminte că au fost foarte multe discuții vis-a-vis de prețul acelor Loganuri. Acum merge așa, merg spre zona premium din industria auto. Ce înseamnă asta pentru siguranța rutieră de pe șoselele din România? Te-aș întreba pentru început, Bogdan. Aș veni cumva, Radu, la o știre care a circulat săptămâna trecută, acum mai puțin de, hai să zicem, 5-6 zile, în care spunea ceva de genul România este lider în Uniunea Europeană în ceea ce înseamnă morți pe șosele când vorbim despre copii. Am tot vorbit despre acest lucru. De fapt, în România, riscul de trafic rutier sunt la cele mai înalte cote din Uniunea Europeană. De ce? Pentru că nu respectăm regulile de circulație, nu pentru că nu avem infrastructură. Evident că și lipsa infrastructurii este o cauză complementară, dacă vrem, la aceste număr mari de accidente rutiere, dar nu este principala cauză. Principala cauză suntem noi, oamenii, cei care folosim traficul rutier pentru a ne deplasa de colo-colo. Și traficul rutier, nu am mai spus noi, asta nu înseamnă doar șoferul, înseamnă și pietonul și pasagerul. Dar acest trafic rutier trebuie să se desfășoare după niște norme, după niște reguli. Iar cea care supraveghează ca noi, toți cei care aflăm în acest trafic rutier, să respectăm aceste reguli, este poliția română în cazul nostru. Așa, aceste mașini de poliție nu vor face ceva decât la capitolul coerciție România să se încadreze cumva în normele de afară, pentru că și traficul de afară este la cotele pe care noi, cei care am luat contact cu el, le regăsim. S-au ajuns la aceste cote și la această civilizație în trafic tot prin supravegherea traficului. Așa, faptul că poliția română își nu înnoiește, ci își mărește parcul de autospeciale sau de mașini de poliție, eu cred că este un lucru bun, chiar dacă risc să fiu antipatic colegilor din trafic care evident că nu privesc cu bun acest lucru. Bine, prețul, sau mă rog, jumătate din prețul de achiziție știu că este finanțat cumva din bani europeni pentru aceste mașini din gama premium. Spuneai tu despre supravegherea traficului. Ar fi bune și niște camere video instalate sau reinstalate pe șoselele și pe autostrăzile din România? Ne-am avut acest lucru, așa, cuvântul reinstalat este corect. Am avut acum câțiva ani buni, 10-15 ani, aveam câteva sute de astfel de camere. Făceau cumva o selecție între cei care cunoșteau zona și știau evident unde sunt acele camere de supraveghere și cei care nu cunoșteau zona, dar oricum erau binevenite sau eu cred că sunt binevenite pentru că ar tempera evident elanul în trafic. Să nu uităm că oricum am luat o viteză, este în foarte multe din circunstanțe între factorii, dacă nu principal, secundar, dar oricum important în ceea ce înseamnă consecințele unui accident rutier. De fapt, Uniunea Europeană și-a și propus acest lucru, ca prin supravegherea traficului la nivelul întregii Uniuni, accidentele rutiere în câțiva ani să nu mai genereze victime. Deci s-ar putea întâmpla accidente rutiere în accepțiunea Uniunii Europene și eu achisez acest lucru, dar să nu fie cu consecințe grave sau fatale. Deci, chiar dacă ar avea loc, să zicem, o tamponare, să nu genereze victimele, iar aceste victime sunt generate din dinamica mașinii, implicit din viteza ei. Deci, supravegherea traficului, mașini de poliție, camere de supraveghere, de fapt, ceea ce regăsim și afară, vor fi între metodele de a reduce acest număr mare de accidente grave de circulație de pe șosele din România. Da, este un subiect despre care merită să aducem din nou aminte instalarea acelor camere video. Nu mai spun că la bordul fiecarei mașini mai nou găsești câte o astfel de cameră ce filmează traficul și aici e o întreagă discuție pentru că spun unii șoferi că nu sunt acceptate ca probă în trafic în cazul în care vrei să semnalezi o infracțiune făcută de alt participant la trafic.
Însă e bine că cel puțin șoferii și-au măsurile astea de precauție și se protejează cu o astfel de cameră instalată la bordul mașinii. Atenție! Cred că așa că o părestic personal, nu vedem pădurea de uscături. Cred că aceste camere de supraveghere, mă rog, camere aflate în mașină, ar trebui să fie cumva luate în calcul. Noi ne gândim la eventuale la abuzuri, la imagini trucate pe care unul și altul putea să le folosească, da, dar să nu uităm că totuși în Germania, de exemplu, dacă un participant trafic, șofer sau pieton sună la 112 și spune eu l-am văzut pe Hans că a creat o abatere și a generat un neajuns sau chiar o situație de ist, acel Hans va fi amendat pe baza declarației mele, după care el poate să conteste povestea în instanță și e Germania, adică un stat civilizat care l-avem ca reper în traficul rutier și mai mult este singura țară în care se poate merge și foarte liber pe anumite sectoare de autostradă. Deci nemții sunt mult mai responsabili și evident că pot folosi și marea masă a populației pentru a păstra aceste reguli de circulație să fie viabile. Și ei au un calcul efectiv implicarea noastră, tuturor celor care se întâmplă în trafic, în bună desfășurare a traficului. Așa nu văd de ce aceste camere aflate în mașini să nu poată fi folosite în anumite condiții. Cert este că trebuie făcut ceva, având în vedere că întotdeauna suntem în top accidente rutiere, chiar grave spre foarte grave. Țara noastră este în top 3 întotdeauna, dacă nu pe primul loc. Și ceva trebuie să se schimbe. Ok, se schimbă mașinile poliției rutiere, foarte bine, dar hai să continuăm așa și cu altfel de schimbări. Bogdan, îți mulțumesc! Așa este, Radu, dar ne-am mai spus-o de atâta ori. Fiecare schimbare a trebuit să plece și de la noi. Lăsând la parte ce face societatea, ce face statul, cred că fiecare dintre noi poate să-și aducă aportul în acest punct de vedere. Așa, până la mașină pe care le așteptăm... Păi poate ne schimbăm doar de frică sau din cauza fricii. Și din cauza fricii și din cauza civilizației pe care trebuie să avem și așa mai departe. Bogdan Marișca, îți mulțumesc foarte mult pentru comentarii. Săptămâna viitoare te aștept la un alt sfat de drum bun. O seară bună, Zorin. Seară faină tuturor. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.